Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Marius Tucă Show la Smart TV. Am plăcerea ca să fie invitat în studioul nostru domnul Mircea Lucescu. Bună dimineața! Ora nu contează la care facem emisiunea, bine ați venit. M-am uitat la o emisiune pe care am făcut-o, cred că acum aproape 20 de ani. E și o surpriză să vedeți imagini de atunci, dar trebuie să recunosc că nu v-a schimbat foarte mult. Și în dialogurile pe care le-am avut, vă întrebam, apropo, dacă vreți să luați echipa națională României, ce numai că eu nu mai sunt tânăr, am și eu o vârstă, nu spunem vârsta, dar trebuie să recunosc că sunteți într-o... arătați ca acum 20 de ani, ca la emisiunea de atunci, nu s-a schimbat nimic. Da, mulțumesc pentru compliment. Cred că fotbalul e vinovat pentru toată această stare psihică, fizică, competițiile, raportul cu oamenii. Dar sport nu cred că mai faceți. Nu atât. Dar la antrenament m-am oprit odată când după un joc de tenis a simțit că... și am văzut că se rupe ceva și a trebuit pe urmă să stau vreo un an și jumătate până când m-am vindecat și pe urmă am lăsat-o mai mare. Dar chiar mulți fotbaliști care au jucat și tenis de câmp în același timp, iar cei care sunt în zodia leului, cum sunteți dumneavoastră, au talent cam în tot ceea ce fac. Nu știu dacă e așa, dar în orice caz sunt pasionat de toate sporturile. Uh-huh. Unele practicându-le, altele observându-le sau analizându-le sau, eu știu, televiziunile, ziarele, totdeauna vreau să știu. Adică ce mai important de toată chestia asta este că am această curiozitate a ști ce se întâmplă sportivii, mai ales cu sportivii români și ce se întâmplă în lume. E adevărat. Deci, vă uitați la Simona Halep? Bineînțeles. De fiecare dată când pot, mă uit la ea și mă admir, într-adevăr. Ce a putut să facă pumnul ăsta de om și incredibil. Este. Pentru că... Sunt puțini sportivi români care ajung în vârful ierarhiilor. Și cât de greu e să te menții, că a ajuns, n-a fost atât mare problemă. Mm-hmm. Pentru că era talentată. Sunt câțiva ani de când e acolo. Sunt de câțiva ani de acolo. Și asta e lucrul cel mai greu de făcut. Pentru că trebuie să te reînnoiești permanent. Dacă nu te ghicesc ceilalți, te analizează, reușesc să găsesc mijloace de contracarare. E foarte greu. Și mai ales acum au apărut o pleiadă de jucătoare tinere, din punct de vedere fizic, super dotate, care trebuie să le facă față. Păi, la Roland Garros acum sunt câteva, 4 jucătoare au 17-18 ani. Da. Dar ce fizic, antrenate pe semne de la vârsta de 3-4 ani. Exact. Pentru performanță internațională. Da, asta apropo de ghicit, uite că atunci când vine vorba de fotbal și marile echipe, chiar dacă toată lumea le vede jocul, sunt mai greu de învins, chiar dacă sunt ușor de ghicit. Păi nu, că în general titlurile și le dispută între ei. Deci se cunosc foarte bine. Cele mici nu mai au acces la masa bogaților. Nu mai au deloc. De ce? Din ce în ce mai mult. De ce asta? S-au stratificat toate. Din cauza forței financiare. Echipele mari, echipele care câștigă titluri, sunt cele care au istorie. Nu ca la noi, că apăreau peste noapte echipe care apăreau, câștigau, dispăreau da. Imediat. Nu. Istorie trebuie să ai pentru că nu te acceptă lumea mondială a sportului. Tradiție, adică să câștigi titluri. Și atunci, chiar dacă e un moment de cumpănă, poți reveni și încrederea suporterilor există. Uh-huh. Putere, Liverpool e cel mai bun exemplu. Putere financiară, pentru că fără asta nu se mai poate, iar cum se distribuie în momentul de față banii în competițiile europene, întotdeauna sunt avantaje de echipe mari, care în felul ăsta devin și mai puternice. Își pot permite să arunce pe piață zeci de milioane, sute de milioane de euro pentru a lua un jucător. Și putere sportivă, care e foarte importantă, adică accesul pe care îl ai la comisiile europene, la UEFA, la FIFA, peste tot... De o manieră se tratează o echipă de acest fel. Dacă are și oameni de altă manieră, da. De altă manieră, echipele mici care... Mă uitam la mine dacă s-ar fi întâmplat la meciul cu Austria, cu Ucraina, fiind antrenorul echipei Turciei, cu două goluri nevalabile. Unul minge aici de afară, altul offside.
n-am făcut decât să arăt arbitrului că a greșit. N-am făcut nimic altceva. M-au lăsat primul meci cu Croația, am câștigat Croația și al doilea meci m-au trimis în tribună, cu o zi înainte de meci. Toate astea s-a făcut în favoarea cuiva. Dar deci, ce înseamnă să nu... Să spun că nu. S-ar fi întâmplat cu echipa, mi-aduc aminte când Irlanda, chiar dacă jucam împotriva Franței, într-un meci în Franța câștigat 1-0, a fost un scandal imens în Europa Occidentală de greșeala care a făcut arbitru atunci. Deci, una este, și nu spun că intenționat, dar este o distanță psihologică, o sunt italienii, adică față de echipele mari și față de jucătorii mari, există o altă înțelegere față de jucătorii proveniți mai ales din părțile astea estice ale Europei. De acum spun, e foarte greu pentru echipele din Est să mai ajungă în fazele finale ale competițiilor. Dacă una dintre ele ajunge în sferturi de finale, de ca și când ar câștigat Champions League sau Europa League. A mai fost o perioadă posibilitatea de a câștiga Cupa UEFA. De acum, între acolo... echipele foarte mari, pentru că și acolo au început să fie bani mulți, pentru că acolo există și interes deosebit. Un titlu înseamnă foarte mult. Ați văzut ce a fost și la meciul ultimul meci Chelsea cu Arsenal și de aceea fac foarte greu. Nu, atât timp cât campionatul din Estul Europei nu ajung la nivelul campionatului din vest, va fi foarte greu. Sunt 5 campionate mari ale Europei și al 6-lea se mai vede. Pentru că a 6-lea campionat este considerat în funcție de participarea suporterilor, participarea publicului. Nu, va fi foarte, și asta e iar și un lucru foarte important. Toată lumea spune, păi dacă nu jucăm bine și dacă nu câștigăm competiția, cum să vină publicul la stadion? Nu e chiar așa. Publicul ar trebui să vină la stadion, indiferent dacă își iubește echipa de suflet. Păi, dăm exemplu Liverpool. N-a câștigat campionatul în Anglia de 30 de ani. Da. Asta nu înseamnă că Liverpool nu are stadionul plin la fiecare meci. Și nu numai Liverpool, ci și toate celelalte echipe. Asta e campionatul englez. Acolo. De aceea și sunt atât de mulți bani. S-a investit enorm și returul se vede imediat, se vede prin imaginea care au creat-o, prin banii care le revin din, mai ales din transmisiile televiziune. Vedeți acum, mi se pare că a fost un clasament, că da, sunt Real Madrid, Manchester, exact, Liverpool, Barcelona, sunt 5-6 echipe care... Cum te poți lupta cu acestea? Pentru că iau cei mai talentați jucători. Deci... Pe aceste echipe nu le poți bate decât cu o extraordinar de bună organizare de joc, cu posibilitatea de a construi o echipă perioadă mai lungă, surprizându-i prin ceea ce face, cu o foarte bună pregătire. Noi am avut o perioadă până în anii 90 extraordinară. Rivalitatea Steaua Dinamo, în special, și cu Craiova, a treia echipă, a creat niște echipe, până la urmă, care s-au putut... Rivalitatea aia, da, a creat echipe, a creat jucători, a creat stare de spirit, stadioanele arhipline, au ajutat enorm de mult performanța care a obținut-o pe urmă și în deceniul următor echipa națională, pentru că erau jucători toți crescuți în perioada aceea, nu foarte puțin. Sfârșitul anilor 80, bineînțeles. Rămânând aceiași jucători talentați, avem jucători talentați. Am fost foarte aproape de o semifinală cu Brazilia, adică numai un ghinion imens s-a întâmplat. Așa este. Deci nicio șansă pentru noi și cei din Estul Europei să ajungă la masa bogaților. Încă mult timp de acum încolo. Singura țară care mai putea face lucrul acesta este Rusia. Și au pus la punct infrastructura, stadioane extraordinare peste tot. Suporteri au început să vină nouă din ce mai mari, au creat o rivalitate între echipe. Da, dar mari jucători nu ajung la echipele din Rusia. Da, pentru că e foarte greu să suporți iarna rusească, să faci transferurile astea, cum zic, voiajele astea de aproape 4, 5, 6 ore, ajunge dimineața. E foarte greu pentru jucătorii mari să suporte astfel de condiții. Ar fi putut Turcia, pentru că ei au investit enorm de mult, ajungând în situații de faliment. Toate echipele astea mari ale Turciei. În momentul ăsta sunt... Galatasaray, Beşiktaş și Fenerbahçe. Au câte 400 de milioane datorii. 400 de milioane de euro, nu? De euro datorii, da. Deci e foarte greu. Tot din dorința de a ajunge să joace
fazele finale a competițiilor europene au permis echipelor să joace cu străini. Galatasaray a câștigat campionatul ăsta cu 11 jucători permanent pe teren, străini, niciun jucător turc. Celelalte câte 7, 8, 9, chiar și echipele mai mici. Sigur, asta a creat, cred că este un campionat interesant, destul de puternic și foarte urmărit de suporteri. Dar n-a fost de ajuns pentru a face pasul în Europa, pentru că, până la urmă, câștigarea unui campionat important doar prin ceea ce poți să aduci pe urmă mai departe, în competițiile europene. Nu cred că au trecut de grupele Ligii Campionilor. A trecut anul trecut, a trecut Beşiktaş. Atât tot, dar în primul meci și o post în mici de Bayern. La revedere. Și cu echipa națională a României? Ce pot să spun cu echipa națională a României? Este într-un moment important. Cred că am avut răbdare destul de mult. Vorbesc de suport. Eu mă pun în postura suporterilor. Da. Dar de acum încolo există și speranțe. Există speranțe pentru că a apărut această generație de tineri, de jucători tineri, educați, construiți mai mult decât talent am avut totdeauna. Și asta e meritul principal al lui Gică Hagi, care a dat o linie de confruntare cu celelalte echipe, mizând foarte mult pe jucători tineri. Din păcate, posibilitățile lui financiare nu l-au ajutat el să mențină, că trebuie să mențină, să trebuie să vândă. N-are, să el vândă nu poate pentru să mențină, că nu poate, da, să depășească. Ori această, știu și eu, la Shakhtar, cred că Shakhtar, dacă rămânea cu aceiași jucători și nu vindeau cât s-au vândut, putea joace un rol mare în primele 4, 5, 6 echipe europene. Dar a fost nevoie să vândă, a lăsat loc altor jucători, același lucru cu Gică Hagi. Deci acum toată problema e de consolidare, pentru că fără o foarte bună organizare nu poți câștiga nimic. Bun, deci ne vom califica la campionat la anul? Greu de spus. Să sperăm că lucrurile se vor întâmpla în felul acesta. Sigur, greu cu Spania, pentru că joacă același stil de joc cu noi, dar totdeauna noi am făcut meciuri bune cu Spania. Suedia și Norvegia, dacă nu le dăm mingea, în Spania n-a antrenat niciodată. Nu. Partea italian. E și foarte greu pentru... Da, poate că aș fi putut la un moment dat, dar am rămas legat de echipele care le antrenam. Am putut de mai multe ori, nu mai odată. Dar țineam foarte mult la jucători, la Shakhtar, la tinereța lor, la simțeam că ei au nevoie de experiența mea, de educația mea. Și care construiți echipe. Nu se duce, da. N-ați condus niciodată, cu excepția lui Inter, o perioadă, da, echipe gata făcute. Da, gata, din păcate, acolo a fost o greșeală de a fi ajuns, oricine ar fi vrut să ajungă acolo, dar în mod normal o echipă trebuie să iei la începutul sezonului, atunci să ai o lună de zile la dispoziție. Am intrat în decembrie, în plin, și am avut 5 victorii extraordinare pe San Siro. Morate și aduce minte totdeauna, 5-0, 4-0, 5-1, 6-2, dar din păcate am avut ghinionul să accidenteze Ronaldo, să accidenteze Simeone, să se accidenteze Zamorano, am pierdut niște jucători, iar ceilalți erau vreo 10 jucători fără contract, care creau presiune să joace. Am făcut greșeala de a mă lăsa dominat în anumite momente de unii dintre ei, adică în sensul în care trebuia de la început imediat să o sfârșesc. M-a ajutat foarte mult, după aceea o experiență deosebită. Era legată de experiența cu Brescia, pentru că cu Brescia reușisem două promovări extraordinare, pentru că atât de greu e să obții. Noi cunoaștem câștigătorii de campionate, dar să ne uităm la câștigătorii de promovări, să vedem ce se întâmplă. Pentru că în Italia, campionatul diviziei B e campionatul antrenorilor, iar campionatul diviziei E este campionatul președinților de club, cei care investesc mai mult. Vedeți ce se întâmplă cu Fiatul lui Agnelli și cu Juventus și devine în ce în ce mai bogat. Nici anul viitor nu va detrona nimeni. Cum greu detroneze cineva. Ceea ce nu s-a întâmplat în Italia de mulți ani, adică e o dominație totală a Juventusului. Pentru că ei își pot permite să cumpere cei mai buni jucători,
au stadionul, în momentul în care au făcut stadionul lor, în momentul acela au avut cel puțin 13-14 puncte în plus câștigate, pentru că stadionul, ca o echipă să fie campionă, trebuie primul să câștige toate meciurile acasă. Să nu piardă puncte acasă. Asta dă încredere. Și pe urmă, punctele de afară le iau oricum, pentru că... Ați mai antrena în Italia, dacă ar veni o ofertă? Nu cred că. Nu mai e timpul pentru mine. Pe urmă, devine din ce în ce mai greu pentru un antrenor cu o anumită vârstă să stabilească un raport foarte amical, foarte apropiat de jucătorii tineri. Jucători foarte tineri. Diferența asta este... Diferența e prea mare în toate chestia asta și atunci cum să spun eu, poți să conduci, poți să consiliezi, poți să fii într-o postură în care să... Tip Ferguson la Manchester, el nu mai antrena. În ultimii ani, el avea 4-5 antrenori care antrenau, el intervenea doar la pregătirea jocurilor, stabilea formației, analiza, urmărea... Deci în momentul în care ajungi la o vârstă, diferența prea mare între tine ca antrenor, jucătorii care sunt undeva la 20 de ani, nu? Ne mai ținând cont că oamenii din jur, cei din presă, în general, din mass media sau suporterul, imediat la prima înfrângere, e prea bătrân, nu mai știe nimic, sunt astfel de aspecte și astfel de reacții. Ne întoarcem la echipa națională a României. Știți că de 30 de ani se tot vorbește că o să vină din nou Mircea Lucescu la echipa națională a României. Și uite că n-ați ajuns niciodată. De ce? Păi nu, pentru că atunci când am plecat, am spus că nu mai mă întorc niciodată. Și eu și Răzvan la fel. Eu am plecat după 4-0 cu Austria, pentru că au considerat o nedreptate strigătoare la cer faptul că construisem o echipă total tânără, jucători de Craiova și Hunedoara în general, plus cei care au apărut Dinamo-Steaua. Pe urmă, Dinamo-Steaua a început să avea jucători tineri să, și Dinamo la fel, să apară în prim planul performanței. Deci era o echipă foarte tânără. Au profitat după aceea, după 90 de acea echipă, cei care au condus mai departe. Dar deci niciodată în 84... Echipa... Da. Nu, dar și normal. Nu e bine să te întorci acolo unde ai mai fost. Nu e bine. Deci în 84 am rămas, uitați, am rămas cu această satisfacție că lumea m-a dorit timp de 30 de ani la echipa națională. Dar în 84 ce? Lumea asta. Spunea ceva de 84, ce s-a... Pe unul 84 a fost campionatul european. A fost în 2 ani deja construisem o echipă care s-a calificat la campionatul european, dar în spatele aveam o generație, o pleiadă de jucători tineri crescuți ca într-o echipă de normală, club. De club. Da. 17 meciuri internaționale amicale în perioada aceea. Făceam iarna și vara câte 3 săptămâni de pregătire. Deci în spatele fiecărui jucător, așa cum am făcut și la Hunedoara, așa am făcut și la Shakhtar, totdeauna în spatele titular aveam jucători tineri. Care campionatul european fără Ilie Balaș, marele absent. Cu Ilie Balaș, Dumnezeu să-l ierte... Era altceva. Era liderul generației, liderul echipei. Din păcate s-a accidentat atunci în februarie. Știu că dumneavoastră vi l-ați dorit foarte tare și ați vrut să-l luați în Italia, să-l includeți în lot. A fost cineva care... În Italia, ați vrut să-l luați la campionatul european și să se trateze acolo. Înainte am vrut să fac lucrul ăsta. Și a fost cineva care n-a vrut? N-a vrut. Zis că avem și noi în țară doctor pentru a face. Și l-a operat un doctor care i-a tăiat ligamentul. Atunci el se accidentase la turneul acela de la Paris, câștigat de noi 1-0, mi se pare, cu Botafogo și cu Paris Saint-Germain. Am făcut o demonstrație pentru România, era înaintea calificării, era, mi se pare, în 83, da. O demonstrație. Și am fost invitați cu gândul că am putea ajunge acolo. A fost o demonstrație de fotbal, am jucat stadionul plin la pe Parc des Princes, a fost meci, nu era France. În Saint-Denis. Și s-a accidentat acolo, după care s-a refăcut și în iarnă iarăși a fost accidentat. A fost o prostie din partea celor care au decis să jucăm luna februarie. Jucăm duminică, că numai ca să terminăm campionatul. Duminică, marți, vineri și duminică. 4 meciuri pe săptămână, în februarie, când stadioanele noastre erau dezastroase. Deci niciodată îmi pare rău. După el mi-a părut extraordinar de rău că nu l-am avut.
Da. Adică toată și toamna aceea când n-a jucat nici la nici în la Bratislava, n-a jucat nici în Cipru, dar revenea, talent mare tot. Cum sigur s-a vorbit mult și despre Dobrin, acela lui campionatul. Întotdeauna Dobrin, da. S-a vorbit Balaci, Hagi. I-ați clasifica în vreun fel sau fiecare jucător cu... Nu, și fiecare cu calitățile lui. E greu astfel de jucător la nivelul acesta de performanță, de talent, de valoare, nici nu merită să... Să faci un clasament. Da, e adevărat. Cine e mai bun? Fiecare cu calitățile lui. Dar nu vă mai întoarceți niciodată la... Dacă vă cheamă, uite, anul cine care vine. Trebuie să mă cheme, indiferent cine e. Asist cu cea mai mare totuși... plăcere după... Bă, de ce se întâmplă? Totuși, ne uităm pe toate clasamentele. Într-un clasament aici al tuturor timpilor la trofee, sunteți pe locul 2 și o să vorbim despre asta. Totuși, dacă vine cineva din federație și vă invită să preluați... Federația tot, la un moment dat, eram la Kiev. Păi a fost, a fost, erați la Kiev. A fost în Marsilia, primul care a venit a fost Lupescu. Avem, pe ecran, acum, avem pe ecran acum, sunteți pe un incredibil loc 2 după Ferguson cu 32 de trofee. Și făceam observația, în primii trei, Ferguson a antrenat în Marea Britanie, da? În Anglia și în Scoția, parcă. În Scoția la început și nu mai e Marea Britanie. E și adevărat. Și Lobanovski în... Numai la Dinamo Kiev. Numai la Dinamo Kiev. Și URSS. Pe când dumneavoastră, la câte echipe? Nici Hitzfeld, ea și la fel. Și cine e acolo? La câte echipe ați... Pune și Jochstein, numai în... Eu la 5 echipe. 5 țări diferite. 5 țări diferite, da. 5 țări diferite. A fost România, a fost adică nu vă las. Turcia, a fost Ucraina, a fost Rusia, Italia. Câștiga Supercupa Europei, a fost Italia, două promovări care le consider la fel incredibil, de importante ca și când ați câștigat un titlu în altă parte. Două promovări în asta. Da. Acum că suntem între noi și nu ne vede nimeni, totuși dacă vine cineva... Haideți să nu vorbim despre lucrul ăsta, că nici nu se pune probleme. Acum este vremea generației noi de antrenori. Care avem o generație bună de antrenori. Ei trebuie să se ducă mai departe cu foarte multe pasiuni. Dacă s-ar pune problema... Nu, evident că s-ar pune problema, că nu trebuie să pună problema toată chestia asta. Păi, totuși nu ne-am calificat de 20 de ani la un campionat mondial. Păi, o să reușim de data asta. Sper. Sper. Bine, poate, sigur, nu aș vrea să ne încărcăm cu iluzii. Nu va fi ușor. Nu va fi ușor, dar eu cred că jucătorii noștri au calitățile necesare pentru a înfrunta echipele mari Europa, pentru că mult mai greu în Champions League, unde construiești o echipă cu cei mai buni în Europa, exact, sau în Europa. Când vorbești de o echipă națională, atunci sunt doar jucătorii acelei țări, care nu totdeauna sunt cei mai buni din lume. E adevărat. Deci avem șanse mari. Nu văd cum ar putea să fie mai bună decât noi, nici Suedia, nici Norvegia. Deci și ei au jucătorii din campionatele pierdut, importante, dar nu sunt super valori. Aș putea spune că am pierdut la Suedia nepermis. Nepermis. Haideți să nu... Era o echipă în formare. Este o echipă în formare, este o echipă tânără, este o echipă... E nevoie de ceva timp în toate astea. Important să nu-i pierdem pe băieții ăștia tineri. Acum, toată lumea este concentrată pe turneul final din Italia, la sub 21 de ani, care e foarte important. E o chestie incredibilă pentru România. O reușită acolo, nu spun să câștige titlul, dar o reușită acolo pentru foarte mult timp va da de echipei naționale mari posibilitatea să acceadă în turneele, în turneele finale. De aceea e un moment favorabil. Eu spun că este un moment favorabil, nesusținut de condițiile din fotbalul românesc, din țară. Foarte puține investiții, foarte puține... foarte puțin entuziasm. Într-un moment critic fotbalul, campionatul intern. Pentru că a fost o perioadă în care a permis, eu știu, nu pot să spun, apariția, s-a permis apariția unor echipe fantome. Și au dispărut branduri importante, cei care aduceau tradiție, aduceau istoria, aduceau spectatori, aduceau puterea economică. Ar fi trebuit în momentul acesta să intervină organizațiile locale să susțină echipa atunci când nu exista un investitor. Nu exista un investitor, atunci trebuia, pentru că era important pentru imaginea orașului.
Când, când o echipă tip Aradu era în divizia A, se vorbea tot timpul despre Arad. În toate ziarele. Mari care nu au. Brașovul nu are. Da, spun, da. Se vorbeau din ce în ce mai puțin. Se vorbește în alt sens. Poate în turism, poate despre ele, dar nu despre de sport, unde sportul interesează populația în fiecare moment al zilei. Vedeți, toate emisiunile televiziune încep, se termină cu niște noutăți din legate sport. Legate de fotbal, de sport, în primul rând. De fotbal, de fotbal. Dar sunteți de acord cu sistemul ăsta, cu play-off și play-out și cu... N-au ce să facă. Poate să devină din ce în ce mai bun atât timp cât nu există siguranța că... Păi nu, dar să facem un campionat cu 16 echipe să se joace de la un capăt la altul, de ce nu? Da, da, ar trebui să dea de echipele respective, să dea să asigure continuitatea în competiție. Că nu se retrag la un moment dat din competiție pentru că nu au rezultate, pentru că n-au niște... Și au tot strică tot. Așa, cel puțin 12 echipe. Bun, cred că s-ar mai putea... Da, se poate. Eu cred că vor lua în discuție. A fost un moment necesar pentru a face... Gândiți-vă... De supraviețuire de, cu play-up. Gândiți-vă, jucam Ioveni în divizia, jucam Orziceni în divizia, jucam nu știu mai... Încep să, ușor, ușor, acestea să dispare și să apare din nou... Acum, păi stați, nu intră Cluj. Acum Clinceniu, nu e? Sau cine? Da, și asta cu Clinceniu are și este, este o problemă. Păi... Da, bine, acolo este un om care căruia îi place fotbalul, de, dar nu e, nu e de ajuns pentru... Domnule, avem Clinceniu, avem Chiajna... Chiajna nu mai avem, că retrogradează. Mă rog, spuneți-mi, se mai poate construi o echipă națională așa cum ați făcut-o dumneavoastră în anii 80 sau sunt cu totul altele metodele în momentul ăsta de selecție, la selecție, antrenamente, jocuri amicale? Da, în primul rând... Adică aveați un stadiu extraordinar de pregătire, făcea selecția tuturor jucătorilor. Era construiați. Era un campionat foarte puternic. Nu uitați, nu uitați că echipele noastre jucau în fazele finale a competițiilor europene atunci. E adevărat că se putea mai mult decât acum. Erau mai echilibrate forțele. Dar păi nu erau Craiova era, Argeș era, până cine, Steaua, Dinamo, nu mai vorbim, UTA făcea performanță. Acum sunt echipele de club, sunt multinaționale. Atunci erau... Foarte rar când erau jucători. Și asta este o problemă destul de importantă, pentru că toate... Dădeam exemplu cu turci, același lucru. Când dai posibilitatea în campionat să joace atât de mulți străini, e mai ușor pentru președinți să aducă jucători care creează imagine din toate părțile, îi plătesc un salariu, în general iau jucătorii la sfârșit de contract, iau jucătorii care au avut o carieră și care vor să termine cu un bun contract. Dar tot, nu mai crești nimic, nu mai schimb jucătorii, nu mai vinzi, nu mai cumperi, nu mai, și doar acumulezi datorii, una după alta. Și aici, la noi, am început foarte mult. S-a lucrat foarte puțin, foarte puțin la nivelul copiilor juniorilor, foarte puțin. Adevărat. S-a investit foarte puțin. Ați făcut 40 de ani de antrenorat? Aveți 40 de ani, da? Pe acolo. Păi da, de... N-am făcut socoteală. N-am. Peste. Aveți peste 40 de ani. Care e diferența între... Fără niciun fel de an sabatic. N-am exact, ați muncit. Acum sunteți pe cale să intrați într-un an sabatic. Acum sabatic, da. Când ați, vreau când să văd cum e viața și în afara terenului. Când ați plecat? Eu vă văd în fiecare dimineață la cafea, că nu, liniștit. Mă, dacă nu, da, dacă nu, veniți pe jos. Dacă nu găsesc ceva care să-mi dea statutul. Nu mai e o problemă de bani. Nu e o problemă. E o problemă de a avea eu satisfacția unei activități care să producă. Să crede și să credeți să crede, da. Nu să fiu folosit pentru a crește jucători. Și, nu. Uh-huh. Folosim pentru a crește jucători ca să facă o echipă competitivă. Și care să câștige. Pentru că nu vă mai permiteți luxul să pierd. Exact. Vă dați seama de tot ceea ce am reușit până acum ar fi... Exact. Adică nu puteți acum la finalul carierei să rămâneți cu ideea, domne, ce Lucescu pierdea și așa mai departe. Prefer să rămân cu tabloul acela. E adevărat, păi tabloul ăla rămâne. E foarte greu de schimbat, din păcate. Sau din fericire. Din fericire. Hai să mai vedem o dată clasamentul, să vorbim un pic despre asta. Păi e foarte greu să... Lobanovski, săracul, nu are cum să... Adică nu prea mai e cineva acolo. Asta, Guardiola s-ar putea.
Mourinho da. Totuși e... cum vedeți? Guardiola va fi problemă. Nici Mourinho va... Și Mourinho va avea probleme, da. Pentru că Guardiola, în afară de câștigarea titlurilor, el construiește echipe. Deci el este un antrenor pe gustul dumneavoastră. El construiește Mourinho este un antrenor de echipă. E un antrenor care are nevoie de... El a fost, de fapt, de staruri. Pe primul loc în ceea ce privesc transferurile de jucători. Uh-huh. Guardiola acum l-a ajuns și el că și-a luat, Guardiola a luat jucători cei mai talentați tineri, a plătit foarte mult pentru ei. Mourinho ia jucători deja formați, foarte puțini jucători tineri. Guardiola, Hagi sunt antrenori pe gustul dumneavoastră. Sunt pe gustul meu. Da, Hagi normal pentru că am avut o continuitate cu el. A debutat, adică a început cariera internațională și de mare nivel profesional cu mine și a terminat-o cu mine. Dar nu e diferență între Hagi... Stai puțin să vă spun. Deci a început la 18 ani cu mine și a terminat la 36 de ani la Galatasaray și îmi pare atât de rău că nu a vrut să mai rămână. Bine, ăștia erau, turcii erau datori foarte mult. Și în mijloc, și în toată această perioadă de aproape cât 18 ani, a fost perioada de la Brescia, care, părerea mea, că l-a relansat. N-a fost ușor, n-a absolut, fost greu. Da. Adică după Real Madrid a venit la mine, după urmă a plecat, l-am lăsat să plece, l-am lăsat pentru că, că era Hagi și pentru că țineam foarte mult la el, la Barcelona. Și a relansat cariera, că de acolo a ajuns, a făcut istorie în Turcia. După părerea mea, cel mai influent jucător în istoria turcilor în privința câștigării titlurilor. Adică extraordinar a fost toată perioada. Și pe urmă, sigur, ar fi trebuit poate să grăbească atunci, ar fi trebuit să mai aștepte puțin un an, doi și după aceea să preia echipa națională. A luat-o prea devreme. Și a avut și ghinion. Trebuie să spun că a avut un și ghinion. Un ghinion incredibil. Nu poți să niciodată Slovenia. Nu poți să vii niciodată meciul ăla. Da, a fost, i s-a retezat prea devreme asta, dar uite, până la urmă a construit viitorul. Poate dacă rămâne la național. A demonstrat încă o dată că ambiția, dincolo de pricepere, este un lucru extrem de important. Bun, haideți să ne uităm la clasamentul ăsta. Ați avut idol sau model în ceea ce privește antrenorii? Totuși, am urmărit cu un interes antrenorul. De la fiecare cred că am luat câte ceva. Sunt recunoscută tuturor antrenorilor mei. Și de la Piștigovă, dezvoltura lui și modul în care privea lumea în general. Avea o deschidere extraordinară, într-adevăr, o deschidere mondială, europeană, mondială. Încă știa de atunci, să se comporte cu, eu știu, cel mai neînsemnat jucător și se comportă și cu cel mai important jucător. A avut acea. Deci, de la el, de la Angelo Niculescu, liniștea lui extraordinară, siguranța care o dădea jucătorilor, niciodată nu răbuvnea, niciodată nu sărea, nu critica. Când foarte mai ridica puțin, foarte echilibrat, mai câteodată, când într-adevăr lucrurile nu mergeau așa cum mine, mai ridica puțin vocea, dar foarte rar. Puțin. Deci, și alții antrenori multe, Traian Unescu, care a fost un muncitor teribil pe terenul după. Lucra cu fiecare jucător în parte. Mi-aduc aminte când au trecut atunci, se juca cu libero, când s-a trecut la 4, ce eu eram tânăr, aveam 18 ani, eram la Dinamo, cum lucra cu frații Nunweiler, cu faza de apărare, cum se dubleze, cum se jucă, că nu știau în perioada aceea. Și mulți alții. Bineînțeles că și cei internaționali, prea puțin, pentru că noi nu aveam televiziuni și nu aveam acces la informații. După Revoluție ați avut antrenori la care v-ați uitat și v-au inspirat sau v-au plăcut? Sau... Nu, pentru că deja atunci, după Revoluție, eram foarte sus. Era Mircea Lucescu, Da, eram foarte, foarte apreciat peste tot în Italia. Greșeala iarăși pe care am făcut-o, că imediat pe de Revoluție m-am lăsat atras de primul om care m-a contactat și ăsta a fost Anconetani, care a venit la meciurile noastre, ultimele meciuri disputate sub presiunea momentelor și evenimentelor de la noi. Și atunci, ca să ies, am plecat la Pisa. Poate că atunci, apoi m-am legat de Brescia, am stat prea mult, poate și acolo vreo 5 ani. Am avut posibilitatea în perioada aceea să mă duc la echipa mare, dar Corioni nu mă lăsa,
că nu știam. Deci, ați avut legături sentimentale cu... V-ați lăsat cumva dus de legăturile sentimentale. Și eu, Agnetul, la fel, și acolo a stat 12 ani. Dar de ce să stai 12 ani până la urmă? Nu, am fost, da, din punctul ăsta de vedere, pot, și la Hunedoara am stat 5 ani. Mi-a plăcut... peste tot. Și la Dinamo, când am venit, tot de la zero am luat. N-aș fi plecat de la Dinamo nici în 90, dacă nu... Sunteți un constructor. Vreau să spun că în 90, Dinamo era una dintre cele mai mari echipe din Europa în momentul ăla. Puteau să ajungă, să... Partizan, când mi-am bătut la Budușnos 3-0 sau 2-0, nu știu, și au venit acolo o mulțime de ziari... Pentru că cine a avut puterea mână și semnătura, au plecat 12 jucători. M-am luptat cât am putut, am fost la toți miniștri, am fost la toți oamenii care luaseră puterea imediat pe aceasta, rugându-i să nu distrugă acea echipă națională, acea echipă de club. Au fost generali care s-au pretat la foarte multe lucruri. Să nu mai hotărească generali în România și în general să nu mai hotărească. Nu, atunci au fost aia. Dacă mi-aduc aminte de un Suceavă sau când s-a dus și... Nu mai contează. Și dintre antrenorii tineri din valul ăsta vă place Guardiola pentru că el construiește. Klopp vă place? Îmi place. Klopp, sigur, îmi place. E alt stil de joc. Vedeți, ați văzut finala. Păi asta, vorbim imediat și despre... Păi vorbim acum. Semifinalele, în primul rând. Semifinalele au fost extraordinare pentru că s-au întâlnit două echipe cu stiluri de joc diferite. În ambele semifinale. Și Barcelona și Ajax cu Tottenham și Barcelona cu Liverpool. Și asta a făcut ca spectacol să atingă un nivel foarte incredibil. În finală s-au întâlnit două echipe cu același stil de joc. Am avut și ghinionul noi. Spectatorii să se marcheze acel gol, minutul 2, din momentul acela... Meciul a fost terminat. Eu cred că a primat faptul că Klopp a pierdut celelalte două finale dinainte și atunci și-a închis. N-a mai vrut să mai riște nimic și s-a închis. A rezultat un fotbal nu prea... În afară ultimele 10 minute când Tottenham a făcut totul pentru așa. Forma s-a văzut și diferența între Pochettino și Klopp. Klopp cu experiența finalelor anterioare, Pochettino cu prima lui finală, pentru că eu n-aș fi renunțat la Lucas Moura. Sau i-aș fi dat drumul mult mai devreme, pentru că era un jucător care putea să dezechilibreze adversarii prin calitățile lui tehnice. Pe cu Ajax, practic, a făcut meciul vieții. Deci, pe semne că... emoțiile create de atmosferă, de meci, de toate astea, nu i-au permis să gândească mai repede schimbările. Mm-hmm. Poate că dacă schimbat... Ajax v-a plăcut? Ajax mi-a plăcut foarte mult. Are inconștiența unor jucători foarte tineri. Foarte tineri, care n-aveau absolut nimic de pierdut și că au dat în plus bună organizare. Mai puțin semifinala. Să totul să câștigi cu 1-0 acolo, să ai 2-0 pe teren. Da, este propriu la pauză. Același lucru, experiența antrenorului. Când ai bătând, trebuie să-i cumperi. Un consilier pe lângă... Eu mi-aduc aminte de... E la 2-0 și tot în continuare deschis. Ajutat. Eu mi-aduc aminte de la campionatul mondial de 70. Noi aveam pe lângă echipă pe Emeric Vogel, care era consilierul. Nu intervenea, doar observa tot, dar pe semne că discuțiile care le purta cu Angelo Niculescu duceau la niște decizii. Deci, asta era atunci. Acum lucrurile se schimbă. Acum sunt staff-uri extrem de largi. Asta vreau să zic. Care e diferența între un staff de atunci, un antrenor de atunci și ce se întâmplă acum? Diferența imensă. Acum, ca și în toate domeniile de activitate, se merge pe specializare. Deci, dacă pe vremuri un antrenor era considerat un antrenor bun, prin tot ceea ce făcea, acoperind absolut toate... Adică era și selecționer, el alegea jucătorii. Era foarte important, pentru calitățile în el nu-i doar să facă o echipă și să o pună pe teren. Asta e ultimul lucru care poate să fie. Dar capacitatea lui de a analiza jocurile al propriei echipe adverse, capacitatea lui de a interveni în momentul oportun, de a vedea cum ar putea să desfășoare jocul în continuare... capacitatea lui de a și să dă foarte multă forță unui... De aceea în Anglia există manageri antrenorului care vede că echipa are nevoie de anumit tip de jucători în anumite situații. Și managerul face asta. El face.
Ar fi ideal să fii și manager și antrenor? Modul comunicator astăzi, extrem de important. Acum antrenorii au câte 2-3 specialiști în comunicație în spatele lor, care spune ce să vorbească înainte de meci, după meci, în afară de aspectele tactice. Plus conferințele de presă. Vorbesc de conferințele de presă, nu. Da. Vorbesc de conferințe de presă, nu comunicarea cu jucătorii. Nu comunicare. Comunicarea cu jucătorii o face antrenorul, nu are niciun fel direct. Dar pentru toate celelalte, pentru că ești analizat și din acest punct de vedere, și mai ales din acest punct de vedere. Ce spui, cum spui, ce se întâmplă după ce ai spus. Klopp are niște conferințe de presă, spectacol. Sigur. E și un tip inteligent, s-a pregătit special pentru toată chestia asta, cred că a făcut și când era la Mainz, cred că a făcut și cursuri speciale pentru acest legat lucru. Legat de comunicare. Tip cum de fapt și Guardiola, mai puțin la început, pe urmă a învățat să facă, cum de fapt și Mourinho. Mourinho la fel, pentru că jucător mare n-a fost, dar știa despre ce. Am citit o ultimă carte scrisă de un englez și spunea cum prin modul lui de comportament, mai ales cu unii dintre ziariști, manipulau puțin lumea fotbalului prin comunicare, făcând comunicarea în favoarea lui prin alții, ceea ce îl interesa pe el să facă. Știa ce să-i spune și ce să scrie. Multă vreme Mourinho a fost zeu în fotbal ca antrenor. Și asta datorită... Acum lucrurile sunt în felul acesta, se ocupă foarte. Nu mai vorbesc că și din punct de vedere al antrenamentelor. Sunt antrenori cu fazele fixe care nu fac altceva decât să studieze, să analizeze, nu numai echipa adversă, tot ce se întâmplă în lumea fotbalului și să preia de acolo ceea ce ar putea conveni echipei profi. Și multe alte lucruri. Deci, ce vreau să spun, că activitatea de antrenor e o activitate extrem de complexă. Nu mai vorbesc de organizare. De organizarea în momentul de față este esențială ca să poți să organizezi toți acești oameni, nu numai jucătorii, ba toți cei care sunt în jurul echipei, pentru că, până la urmă, singurul om responsabil este antrenorul. Dacă unul dintre acești oameni din jurul echipei nu își face datoria, dacă nu este totalmente devotat antrenorului principal, scârție, lucrurile scârție. Nu poți obține rezultate. Ei trebuie să facă un grup extrem de apropiat și de cum să spun eu, de omogen. Da, omogen și cu aceeași filozofie. Eu tot consider că în fotbal important este că cel mai important este președintele. Pentru că el bagă banii. Toate bă. Și trebuie să țin cont de filozofia președintelui. Președintele trebuie să-și angajeze un antrenor care are aceeași tip de filozofie. Nu pot niciodată. Deci ajung imediat la scântei, la conflict de scântei. Iar antrenorul transmite aceeași filozofie comună cu președintele, transmite jucătorilor. Eu am avut această șansă, cu Ahmeto am avut o chimie, până mai mult decât asta. În care, tot așa, el, pe semne că am învățat cu mine, că avea 38 de ani, el și recunoaște. Ați că învățat când a venit prima dată? Nu, eu deja eram învățat. Dar am învățat învățat în relația asta, apropo de președinte, foarte antrenor. Prima dată a venit cu un buchet de flori, nu? Cum a venit cu un buchet, tremura când a venit cu un buchet de flori. Da. Da. Pe urmă, la sfârșit, când am plecat, v-am pins Nelly iasă, nu. Când vrem, soția a spus, zice, când plecăm de aici, aș vrea să plec cu același buchet de flori. Ne-a invitat la el, a chibat televizia, a făcut buchetul și ne-am despărțit prietenește. Deci, dar el a rămas pe urmă 3 ani cu echipa mea. Acum se schimbă, vedem cum va fi. Au jucat cu aceiași jucători. Care ați format echipa pe care ați format, adică. Dar și la echipa Turciei ați făcut asta, și selecție, da? Aseară a marcat două goluri, fundașul dreapta, care eu l-am descoperit în divizia B. Nu lua nimeni și am vorbit cu antrenorii să-l... Domn, vedeți, uitați-vă la el. La noi, de la am băgat meciul cu Rusia, mai mi se pare că a fost... și cu Iran, era în lot. Și, în orice caz, l-a cumpărat Lille. A devenit titular la Lille. A jucat toate meciurile. Lille a terminat pe locul 2 în campionatul Franței și în Champions League. Jucător la 20 de ani. Și nu are. Pe urmă, ai descoperit în divizia 3-a, la Eschișehir. L-am adus deci dintr-o selecție...
dintr-o selecție, forma cum au jucat, joacă cu ăsta de Merih, care joacă tot 21 de ani, l-a luat Sassuolo, dar le-a Juventus acum. Deci, jucători talent îi găsești peste tot în lume. Important e să te preocupe, să îi analizezi, sigur că poți să dai și rateuri. Și să-i promovezi. Și să-i promovezi, să ai curaj să-i promovezi. Eu am riscat toate rezultatele pentru acest jucător. Acum sunt 7-8 titulari. De asta jucători tineri. Deci a meritat da, experiența asta cu tot ce. Din toate punctele de vedere. Deci stafurile unei... Pe urmă eu am decis să totuși să preiau o echipă și să lucrez zilnic. Nu să aștept 2-3 luni. Am vorbit cu președintele federației, ne-am pus de acord, am lăsat un antrenor ca să vină. Am avut niște discuții foarte serioase și cu Fenerbahce și cu Beşiktaş și pe urmă am văzut că lucrurile nu sunt așa cum mi-aș fi dorit să fie și am renunțat, am zis mai stau, nu mai are niciun... Foarte bine. Deci stafful unei mari echipe din ziua de astăzi, vorbim de echipele mari de Liga Campionilor, trebuie să fie, să funcționeze perfect, ca o mașinărie perfectă. Să aibă antrenori, antrenor principal, manager, președinte. Trebuie să aibă și pe margine și translatori. Până când jucătorii ăștia, pentru că toți jucătorii mari, în moment de față, după o anumită perioadă, trecând de la o echipă la alta, au învățat limbi străine. Vorbesc de 4-5 limbi străine. Învățând limbi străine, au acumulat și ceva în plus, chiar în cultura lor. Deci comunicarea este extraordinar de important. La turci, care părea problema? Pentru că jucătorii străini care veneau, nu învățau limba turcă decât dacă rămâneau o perioadă mai lungă, aveau pe margine, erau câte 7-8 translatori, pentru fiecare jucător un translator. Incredibil. Da, pentru că n-a comunicare și mai ales dacă un antrenor astăzi trebuie să știe 4-5 limbi ca să evite acest mod, să evite intermediarii în relația directă cu jucătorii. Și asta e un lucru extrem de important. Și că antrenorii noștri tineri trebuie să știe lucrul acesta. Dacă vor să facă carieră internațională, să iasă, trebuie să învețe limbi străine. Este absolut, de moment de față, sigur, s-a internaționalizat fotbal în toate țările, inclusiv țările din Estul Europei. Uitați ce scrie apropo de chestia asta și grupurile astea, puteți să mai bezi niște ceai, suntem la un dialog foarte amical. Băieții cu laptopul din spatele succesului lui Liverpool, fizicianul Ion Graham i-a adus la club pe Jurgen Klopp, Mohamed Salah și Naby Keita. Cu matematica și fotbalul frumos au întors clubul cu fața către glorie. Ian Graham, director de cercetare a lui Liverpool, are un doctorat în fizică teoretică la Cambridge. Graham și-a creat o bază de date în care urmărește evoluția 100.000 de fotbaliști din întreaga lume. Și el i-a recomandat lui Klopp achizițiile astea și mai mult decât atât, s-a dus la el și i-a zis că după ce a început să se antreneze Liverpool, i-a spus că a făcut o cercetare în noiembrie 2015 și venise cu cât mai multe foi printate, pline de calcule și grafice ca să arate lui Klopp ce poate face. Spera să-l convingă să le folosească. A început să-i vorbească lui Klopp de un meci pe care Borussia Dortmund, echipa germană de unde venea antrenorul, pierduse cu 0-2 în fața echipei, în fața lui Mainz, în sezonul precedent, deși Borussia avusese mai multe ocazii decât adversarii. Graham căuta să explice ce arătau calculele lui când fața lui Klopp s-a luminat. A, ai văzut meciul? A fost nebunie. I-am ucis. Ai văzut? De fapt, pierduse meciul. Graham nu văzuse meciul. Așa începe un articol amplu din New York Times Magazine care descrie felul în care analiza datelor a ajutat-o pe Liverpool să ajungă în fruntea clasamentelor din Premier League și UEFA Champions League. Nu, asta nu e... E poveste, exemplu, de fiecare, da? În fiecare... Păi nu, că aici vine cu date și spune. Haideți să... Da, spuneți. Putem discuta. Eu în 90, înainte de 90, mi-aduc aminte că la un moment dat rămăsesem surprins de faptul că Nea Cornel Drăgușin și făcea așa el, n-avea pe nimeni. Da. Cam ce pase s-au dat, măi. Eu m-am dus la Hunedoara și am simțit nevoia să monitorizez jucătorii mei. Și am luat doi copii într-o familie apropiată mie, băiat și fată, i-am pus în tribună. Și am spus, uite, urmăresc, aveam nevoie, uite, mai și pe jucătorul ăsta, pentru că eu jucam, nu eram pe bancă, eram jucător antrenor. Și eu jucam și mă rog, spune-mi și mie cât aleargă, cum aleargă, notează-ți acolo pe...
Și pe urmă mi-am dat seama că e un lucru bun, pozitiv. Am vorbit cu ei și pe urmă și-au adus 10 de copii. Care se fac asta? Care se fac asta? În tribună. Stau în tribună. Deci erau foarte, 40 de ani foarte, foarte, da, să vă spun, stăteau în tribună și îmi dă a doua zi, stăteau pe urmă seara și centralizau și pe urmă îmi dădeau mie. Așa a început asta. Pe urmă, am început să fac, când am venit la echipa națională, eram la Hunedoara, am cumpărat un aparat de filmat în Belgia. Nu mai spun că prima dată la echipa națională, când am venit ca antrenor la Berna, la 0-0, când am fost pus după Piști Kovac imediat, și am făcut o echipă cu Hunedoara, Craiova și unul sau doi jucători. După meci am făcut o reclamă de lapte cu un prieten la Blică, era prieten Mario Widmer, care era prieten cu Neon Chirilă, și după meci aveam nevoie de un video, erau videourile așa mari de tot, ca să, pentru echipă, că nu, nimeni nu făcea lucrul ăsta. Și am făcut o reclamă cu bân lapte, nu știu ce, și mi-au cumpărat un video. Și cu video ăsta am... În 84 am avut toată perioada de echipa națională și am început să fac cu Grigore Sichitiu, l-am luat pe Grigore Sichitiu, care era cam ceea ce era tipul ăsta acolo, și am început să facem sinteze de jocuri, pentru că jucătorii n-aveau răbdare să vadă jocuri întregi. Mi-aduc aminte că în moment dat jucam în Anglia, la 1-1 acela în Anglia, când Hagi a tras în bară, bine, unde am avut două, astea, puteam să câștigăm, am făcut 1-1. Mi-aduc aminte că la ambasadă am văzut ultimele indicații și ultimele secvențe și cu Lăcătuș am avut o problemă. Că, ai domnule, mai văzut, într-adevăr, el avea dreptate, eram foarte tânăr. Mai văzut de vreo 3 ori același lucru, uite cum se duce ăsta, cum centrează, era hodl, cum fac toate lucrurile. Pentru jucători era exasperat. A început de atunci. Deci, aia a fost, deci prima dată a fost cu acest video mare, era imens, greu de cărat. După care am luat un aparat de filmat și am început să trimit pe cineva să filmeze. Era Vava Chiran, m-a salvat lucrul acesta și la meciul acela de pomină cu... ne-am pierdut 2-1 minutul 97 pe Ghencea cu Andone. Pentru că am filmat meciul și într-o parte și în alta. Și meciul de cupă, acela la 0-0. Și acela m-a ajutat pentru că puneam camere și pe linie deasupra stadionului. Nu, și cu aia făceam sinteze de jucători și profile de jucători. Analizam jucătorii pe profile. Am plecat în Italia. În Italia nici gând să se vorbească de așa ceva. Atunci erau observatorii care aveau o foaie de observare și se duceau și pe foaia aia de observare. Nu făceau asta. Am luat camera de aici, că n-aveam alta, și am dat-o lui Bacconi, Adriano Bacconi, care pe urmă a și recunoscut toate astea. Și el a început să facă același lucru. De acolo ne-am perfecționat. După care eram la Brescia, l-am luat de la Pisa la Brescia și la Brescia, el fiind din Pisa, avea cunoștințe la școala normală superioară din care au dat foarte mulți premiu Nobel din erau cei mai mari speciali și acum sunt în Pisa, în IT-uri. Și am luat de acolo doi științifici de ăștia și ei ne-au pus toate datele astea, că analizam. Ne-au pus datele acestea pe computer. Și ușor, ușor am ajuns în timp real. La pauză îmi puteau să-mi dea datele. Incredibil, da. Și îmi dădeau datele. Pe el l-a luat în 94. Când a aflat de asta, l-am invitat. Am făcut o societate. Mai târziu am făcut. Nu, atunci, în 94, Sacchi s-a interesat de chestia asta. Se numea Farm, asta, nu, physical, atletic, nu știu ce, și l-a luat la campionatul mondial atunci, și l-a folosit la campionat. Când s-a întors, am făcut o societate, l-am lăsat cu bani, am dat bani, nu știu, ca să cumpere materiale, pe urmă eu am plecat și atunci el mi-a dat banii înapoi și l-am lăsat pe el, înregistrată societatea, și a vândut pe urmă societatea asta, a transformat Digital Soccer, pe urmă a vândut-o. Nu, a vândut la Panini, Digital Soccer, și a vândut la Panini. A luat vreo 2 miliarde de lire pe societatea asta. Și din momentul acela, ce făceau ăștia de societatea asta? Păi trimitea, analiza pentru toate echipele, trimitea până și în Argentina. Era atunci avionul ăla,
francez, rapid, cum se numește, Concord. Concordul. Deci până și acolo trimiteau caseta, analiza și trimitea înapoi. Așa a început toată asta. Și eu am făcut doar greșeala că trebuia să mă scriu atunci la... Ideea asta a fost. Pe niște aspecte foarte clare de construcții, deci, pe ideile analizei unei echipe de fotbal. Pe ce criterii? Că fiecare antrenor altfel analizează. Există o mulțime de mijloace pentru un fotbal să câștigi. Tu trebuie să, ca antrenor, din toate acelea să găsești cea mai bună în funcție de jucători care i-ai adus la dispoziție în funcție de atmosferă, de ambianță, de antrenor. Deci așa a început toate astea. Acum 30 așa a început, de ani. Acum 30 și ceva de ani. Am văzut acum cel mai bun comentator la Sky în Italia, Adania, a fost jucătorul meu la Brescia. Și el a de vreo câteva ori a spus, noi făceam asta cu Lucescu în 90, 91, ce face Guardiola sau ce au făcut asta. A fost, din păcate, veneam dintr-o parte a Europei care astfel de lucruri nu le știam cum se mai vezi. Și așa s-au dezvoltat. Acum sunt o mulțime de care acum sunt super perfecționați, așa cum spui, s-a introdus în universități, în analize, dar orice are un început. Un început, e adevărat. Și asta a apărut și în Gazeta de la Sport, asta a apărut și la noi, în Gazeta Sportului. Uh-huh. Toată istoria asta, acum a început analiza, sigur se ajungea, oricine s-ar fi ajuns la acest lucru. Dar prima dată e o idee. Numai bine, țineți aproape.